Încercăm în aceste întâlniri să transmitem un mesaj prin care conturăm un cadru general de evoluția economiei românești, pentru că o decizie bună în afaceri depinde întotdeauna de înțelegerea corectă a cadrului general în care se desfășoară activitatea. Vrem să fim relevanți în aceste informații, pentru că de bună seamă deciziile noastre depind, chiar dacă nu conștientizați acest lucru, de cadrul general. E foarte corect să ne calibrăm așteptările în funcție de ceea ce se poate întâmpla într-un moment sau altul. Degeaba avem anumite așteptări dacă momentul, să zicem așa, are alți parametri în care ar trebui să ne integrăm. Acesta este scopul întâlnirilor noastre. De a face mai clar cadrul de decizie, de a transmite mai clar un set de informații pe care Banca Națională le are și este obligată prin statutul ei cumva să le transmită și de a lua și pulsul reacțiilor noastre.